Mamele care au născut trei sau mai mulți copii pot beneficia de rentă viageră. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat și urmează să fie supusă votului Camerei Deputaților, care este for decizional. Quantumul rente este diferențiat în funcție de numărul de copii născuți. Astfel, femeile care au născut trei copii vor primi 30% din salariul mediu net pe economie. Cele care au născut 4 copii vor primi 40%, iar cele care au născut 5 sau mai mulți copii vor primi 50% din acest salariu. Pentru acestea, din urmă, se acordă și titlul și medalia de mamă eroină. Această indemnizație viageră se va actualiza anual în funcție de salariul mediu net pe economie și se acordă independent de nivelul veniturilor pe care familia le realizează. Foarte important este faptul că veniturile realizate din această indemnizație nu sunt supuse impozitării. Proiectul de lege vine ca o necesitate pe linia creșterii natalității.